ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, cafeaua din 4 februarie 2022. Aș vrea să începem prin a aduce un mic omagiu, omagiu meritat celui care a fost Ioan Onisei, primul președinte de Consiliul Județean din Neamț, dar nu neapărat asta contează, deși este unul dintre președinții care n-a plecat bogat din funcție, nici n-a venit bogat în funcție. Este unul dintre președinții care a lăsat urme în Neamț, majoritatea dintre ele bune. După care a performat, și nu vreau să mai discut aici despre cariera lui din CNA, Ministerul Culturii, cât despre ce a făcut la Teatrul Național din București, unde alături de Ion Caramitru, practic, a pus umărul la refacerea sediului teatrului și relansarea acestui teatru din punct de vedere artistic și nu numai. Deci Ioan Onisei, Dumnezeu să-l odihnească și noi să recunoaștem ceea ce este de recunoscut vis-a-vis de cei care fac ceva pentru județul Neamț. În altă ordine de idei, dar nu departe de activitatea pe care o desfășura Ioan Onisei de jurist, vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Ieri, după ședința de Consiliu Județean, în care s-au votat vreo 7 hotărâri, dacă nu mă înșel, printre care și cea privind bugetul, credeam că nu mai știu legea administrației publice locale, că poate mă înșel și acum. Dar am și scris în Mesagerul imediat după că a fost adoptat bugetul cu ghilimele de rigoare cu 17 voturi pentru. În condițiile în care hotărârile de buget se adoptă cu majoritate simplă după numărul tuturor consilierilor din Consiliu, nu cei care sunt prezenți în sală. Acum o să vedem ce o să se întâmple. Mingea fierbinte este aruncată în curtea noului prefect de Neamț, care este pus de PSD, de domnul Arsene, și să vedem dacă noul prefect va judeca cu celeritate plângerea făcută de cei de la USR, va urma și una de la PNL, dacă n-a fost depusă. Deci, este dor de juriști care să știe să-și facă treaba în instituțiile publice. Sincer, acum trebuie să recunosc că în proporție de 99,99%, dacă era în sală doamna Soroceanu, probabil că îl trăgea de umăr, de haină, pe președinte și îi spunea că e nevoie de 18 voturi, nu de 17. Dar poate s-o fi schimbat legea între timp și trebuie să dăm vina tot pe COVID. Că s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că probabil altfel n-ar fi găsit doamna Soroceanu de la ședință. Și acum să trecem la alte lucruri de ale noastre. Ieri, seară, așa ca o adiere de vânt la început, după care ca o mică furtună, a început să se discute despre neînțelegeri majore la nivelul central al partidului USR. Și a reînceput să fie pronunțat numele de plus. Domnul Dacian Cioloș se pare că a propus ceva apropo de funcționarea partidului, el neavând majoritate în organismul național de conducere al USR și se pare că ar fi anunțat că ar vrea să facă grupuri parlamentare separate. A avut loc și un schimb de mesaje între Dan Barna și Lucian Cioloș. De aceea am zis că este perfect, este senzațional să stăm de vorbă astăzi cu domnul deputat Iulian Bulai, președintele organizației județene USR. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit. Mulțumesc mult pentru cafeaua bună pe care am primit-o de la dumneavoastră. Acum, domnul Bulai, știți cum e. Stăteam și mă gândeam așa. Avem o coaliție de guvernare
formată din PSD și PNL, aparent două partide care, pentru care nu s-au găsit leacul nici la lepră, nici la ciumă. Dar avem în opoziție două partide, aparent ireconciliabile ca idei, ca altceva, AUR și USR, care, cum să vezi, doamne, în perioada asta când sunt în opoziție, au început să aibă probleme interne. Ambele deodată, ca să zic așa. S-a lansat ideea că doi din AUR, târziu și cu domnul senator de Neamț, Lavric, ar vrea să-l înlăture pe Simion, iar acum, colac peste pupăză, apare această discuție din USR. Nu vi se pare ciudat că problemele apar nu în coaliție așa de acut, ci doar în opoziție? În primul rând, bine v-am găsit și transmit în nume personal condoleanțe familiei Onisei. Îmi pare rău de această pierdere. Am auzit foarte multe lucruri despre domnul Onisei. La un moment dat comunicam împreună și pe mesaje, nu ne-am întâlnit niciodată, dar este o mare pierdere pentru sectorul cultural și pentru nemțeni. De aceea condoleanțe transmit familiei. Revenind la întrebarea dumneavoastră, nu este nimic întâmplător și asta pentru că în România, cu excepția a două blocuri politice care sunt uniforme și compacte ca o cazarmă, există formațiuni politice în partea centru-dreapta care sunt rezultatul mai multor forțe coroborate. Cele două forțe politice cazarmă sunt una ideologică moștenitoare a Partidului Comunist Român, anume PSD. Acolo vorbim de o unitate care vine dintr-o moștenire istorică. Și cealaltă forță puternică și stabilă din România, care are prea puține fisuri, este UDMR, care reprezintă o forță a unei minorități naționale. Celelalte partide politice reprezintă opțiuni umbrelă ale mai multor forțe. Și PNL-ul include multe alte partide fuzionate și partidul extremist de care ați vorbit dumneavoastră la început presupune și ultranaționaliștii și neolegionarii. Și în USR vorbim de fostul USR, fostul plus. De asta este foarte firesc ca pe partea de centru-dreapta să existe mereu dezbateri mult mai aprinse, pentru că sunt forțe politice dinamice diferite de cele două blocuri foarte stabile din România. Da, acum haideți să ne întoarcem la ce se întâmplă în USR. Probabil că ați citit și dumneavoastră toate aceste lucruri. Deci, haideți, spuneți-ne dumneavoastră, că eu ce văd așa, așa înțeleg eu. Dacian Cioloș, care a câștigat alegerile, spune că nu este sprijinit de, cum se cheamă, Comitetul Național, Consiliul Național? Biroul Național. Biroul Național. Da, în care este o majoritate a vechi a USR-ului care era strâns în jurul lui Barna, oamenii din jurul lui Barna. El cere, n-am înțeles foarte exact ce, să externalizeze decizia de acolo, n-am înțeles cum ar funcționa. De aceea vă rog. Trebuie să clarific foarte bine această procedură și faptele pe care le avem. În primul rând, nu există nicio solicitare din partea președintelui Dacian Cioloș de a face un grup parlamentar. Nu a enunțat, nu a dorit acest lucru, deci nu voi merge după acest enunț. Personal îmi doresc ca Dacian să rămână președinte. A câștigat cu mare legitimitate aceste alegeri și trebuie să, sper eu, să-și ducă mandatul până la capăt. Într-adevăr, un partid democratic fiind, există foarte multe opțiuni și direcții și majorități și în birouri locale, și în birouri județene, și în birouri și în biroul național, care nu coincid numai decât cu opțiunile președintelui. Eu respect acest lucru și sunt un actor extern în această dezbatere, pentru că nu mai sunt membru în biroul național și mi-am dorit să nu mai candidez la Biroul Național pentru a face o prioritate din alte activități interne și externe.
Eu cred că se va rezolva această problemă în următoarele zile, săptămâni, și atunci va fi un moment al adevărului în care se vor lua decizii care va ajuta fiecare în parte. Și o parte să se clarifice și cealaltă parte să răspundă unei negocieri sau să își asume o anumită decizie. Domnul Bulat, mă, sunteți omul care aveți de obicei poziții destul de tranșante. Și de multe ori duse aproape în extrem, pentru că nu toată lumea înțelege comentariile pe care le faceți. Comentariul cu preotul de zilele trecute, care iarăși a făcut furori, n-a fost clar înțeles. Nici n-a fost menit să fie înțeles. Deci n-a fost înțeles, mă rog, este o altă poveste. Dar spuneți-mi, dumneavoastră, ce credeți? Există vreo șansă în acest moment ca să se scindeze partidul? Există mereu această șansă în funcție de cine își dorește acest lucru. Deci există această șansă, deci putem să ne așteptăm la o intensificare a luptelor în interiorul partidului. Putem să ne așteptăm la orice pot să facă oameni care decid lucruri împreună și care nu gândesc mereu la fel. Opțiunea mea este să rămână Dacian Cioloș președinte, să trecem peste această problemă, să ne clarificăm în ce direcție dorește să meargă conducerea partidului, să avem un candidat puternic pentru alegerile prezidențiale din 2024 și să existe o claritate a deciziei și a direcției. În această direcție vor exista decizii și un vot și o negociere, sper eu, pentru că asta este magia negocierii, că poți să elimini decizii care țin de majoritate versus minoritate și să se treacă peste această problemă într-un mod elegant. Dacă nu, bineînțeles că opțiunile sunt foarte dure și sunt de ceva timp implicată în politică ca să știu că decizii radicale vor lăsa răni reciproce, ceea ce nu este dorit nici din partea mea și nici la nivel central. Stăteam acum și mă gândeam că înainte de a face COVID, ultima emisiune pe care am avut-o aici a fost cu domnul Lavric. Și acum sunteți dumneavoastră. Vorbesc de politicieni. Da. În rest, așa. Mă bucur că în acest spațiu se poate discuta, pentru că și discuția cu domnul Lavric a fost extrem de directă și onestă. Eu l-am întrebat niște lucruri și a răspuns direct la ele, fără să se ascundă, și de fapt ăsta este scopul acestei emisiuni. Da, uite, îmi spune un telespectator să ne încerce să ne explice domnul Bulai ce fel de opoziție face USR-ul în acest moment. Cred că ar fi bine să vedem ce opoziție se face la nivel central, da, și cum se face această opoziție și ce fel de opoziție se face la nivel local. Păi să începem cu localul, pentru că e mult mai la îndemână și pentru că au fost decizii luate chiar și ieri. Ieri am trimis o sesizare, de fapt grupul consilierilor județeni a sesizat instituția prefectului cu privire la votul acordat pe buget. Regulamentul codul administrației publice spune că trebuie să existe o așa zisă majoritate organică, în sensul de majoritatea membrilor Consiliului Județean, deci nu a celor prezenți la ședință, iar asta este 18. Funcție, da? Da. Și mai departe înțeleg că există și o prevedere în codul administrativ în care se face referire la constatarea votului majorității, eliminând membrii Consiliului Județean care se află în situații de posibil conflict de interese. Deci există o zonă gri a acestei decizii sau de care este unde este nevoie de mai multă claritate. Noi am sesizat instituția prefectului și sperăm să primim răspuns. Există o majoritate largă care de altfel funcționează la Consiliul Județean, PSD, PMP, PP,
USL, PNL, ca urmare a guvernării naționale. Înțeleg că colegii de la PNL s-au retras, au votat împotrivă. Au votat împotrivă, dar noi suntem liderii opoziției la Neamț și am avut acțiuni concrete și asumate și felicit pe colegii mei consilieri județeni că au acționat cu fermitate. Acestea fiind spuse, același lucru îl putem replica și în Parlamentul României de la 15%. Noi asta ați început emisiunea spunând că există o alianță PSD-PNL. Corect. Cu mențiunea că există alianța PSD-PNL-UDMR și blocul minorităților naționale. Deci există o alianță parlamentară de 75%. Fac o precizare. Nici nu mă mai chinui să pun UDMR-ul alături de o alianță la putere, pentru că ei sunt tot timpul acolo. Da, trebuie. Dar trebuie să facem lucrul ăsta. Da, pentru corect, că această mențiune acordă prerogativele unei capacități de modificare inclusiv a Constituției prin vot parlamentar, ceea ce este incredibil, dar adevărat. Și totuși nu se fac lucruri și reforme legislative foarte mari. Dar, o luăm concret, acum 3 zile în Parlamentul României noi am fost singurii care s-au opus pensiilor speciale pentru primari. Aur a votat cot la cot cu PSD, PNL, UDMR și minorități. Acest vot se poate replica în orice decizie majoră. Domnii de care am făcut referire sunt plecați prin Spania și dați afară de la nu știu ce întâlniri închipuite, deși extremiștii europeni iau distanță față de ei. Noi ne facem treaba ca opoziție în Parlamentul României, foarte singuratici în momentul de față. Bun, dar la un moment dat n-ați fost foarte singuratici în momentul când s-a dat jos guvernul. Erați alături și de AUR. Eram alături și de mulți alți nemulțumiți de la PNL sau de la PSD. Asta nu înseamnă că suntem aliați. La momentul respectiv au fost mai multe voci în Parlamentul României care au hotărât că nu mai este oportun ca România să fie condusă de către guvernul Câțu. Iar noi, parteneri ai premierului și membrii ai guvernului din coaliția de guvernare, am decis că nu putem să acceptăm aceste compromisuri uriașe. Este un gest lăudabil. Eu aș spune că este un gest lăudabil dacă mergem pe o anumită idee a consecvenței politice, dar pe aceeași idee a consecvenței politice, oricum am luat-o, oricum ne-am întoarce, oricum am întoarce lucrurile, faptul că USR-ul și alți nemulțumiți din Parlament au fost împreună cu AUR într-o acțiune, a legitimat. Nu a fost acțiunea, AUR. Nici măcar moțiunea AUR n-a fost. Pentru că moțiunea noastră nu a fost supusă votului niciodată de către majoritatea PSD-PNL. Votul cumulat era așa. PSD, USR, AUR și alții. PNL. Și PNL o parte. Da. O parte. Dreapta forței sau forța dreptei, nu mai știu. Nici măcar nu exista atunci acel grup parlamentar. Exista un număr foarte mare de oameni care nu dorea o guvernare cu nici cu Florin Câțu, nici cu ce urma să fie cu PSD. Comentariu de la un consilier PNL. Liderii opoziției au fost suficiente ședințe recente în care USR a votat cu PSD, PNL a fost singur în opoziție și logic ar fi, mă rog, asta este o altă problemă, să te opui pensiei pentru primar când ai doar 43 de edili. E caragios, nu știu, îl salut pe domnul ăla cu respect, dar e caragios să ne dea unii de la PNL lecții că noi suntem aia care votăm cu PSD-ul. Vă informez, stimate domn, că sunteți într-o guvernare națională cu PSD, că șeful dumneavoastră, George Lazar, cu două mâini a aplaudat și a susținut decizia PNL Național de a face guvernare cu PSD. Da, într-adevăr, la unele decizii, așa cum și în Parlament, pot să votez bloc împreună o inițiativă și la Consiliul Județean pe proiecte de larg consens și USR-ul poate să voteze alături de o largă majoritate. Asta nu înseamnă că votezi cu PSD. Dar la dumneavoastră înseamnă că da, ați preferat să guvernați cu foștii comuniști.
ați preferat să guvernați cu Arsene decât cu alți oameni din alte zone. Lucrul ăsta s-a întâmplat, sunt fapte, nu aș primi lecții din morală și urecheală din partea PNL în momentul de față. Bun. Cum vedeți dumneavoastră perioada următoare? Este, în ciuda faptului că așa transpar greu în presă, sunt neînțelegeri majore între PNL și PSD la guvernare. Foarte mari. Foarte mari. Episodul, cum îl chema pe ministrul justiției, Stelian, așa, episodul Stelian se poate întâmpla din oricând nou. Se poate întâmpla, dar nu cred Budăi, că se poate întâmpla. Nu foarte curând, dar se poate întâmpla. USR, dacă ar fi să se să primească o propunere, s-ar duce cu PSD-ul la guvernare? E o întrebare de 10 milioane. Nu știu, dar niciodată nu mai spun nu a priori față de niciun fel de decizie. Nu știu. Nu mai suntem... Inclusiv față de decizie PSD-AUR-USR? Nu știu. Depinde. Depinde dacă mâine pleacă Simion și cu Călin Georgescu și toți neolegionarii din AUR și rămân patrioții curați, intelectuali, naționaliști, oamenii care spun că da, vrem Uniunea Europeană, da, acolo este locul nostru. Deci sunt foarte multe variabile. De asta un da sau un nu radical nu este oportun. Ce am văzut în Parlamentul României acum două zile în discursul lui Sorin Lavric a fost următoarele. Luăm distanță față de neolegionarism, față de Călin Georgescu, față de ce înseamnă afinitățile pro-Putin și Rusia. A fost un mesaj nu dat României, intern în partid. Că dacă vreți să contăm să ne primească și extremiștii europeni, trebuie să fim și noi oameni normali la cap. Deci de asta deci, domnul Lavric a fost aici în emisiune și cam aceleași lucruri le-a spus înainte de scandal. De acord, dar el aparține facțiunii de centru, de dreapta, ca să nu pun alte etichete de extremă, dar fără componenta legionarism, putinism, înțelepciune rusească care aparțin lui Simion, lui Călin Georgescu și altora de o extremă vizibilă. De asta nu poți să spui da sau nu a priori. Cum nici PNL-ul de astăzi nu este PNL-ul lui Crin Antonescu și a brătienilor, nici PSD-ul nu este PSD-ul lui Iliescu și a lui Dragnea. Cum nici USR-ul de astăzi nu este al lui Nicușor, nu vom ști cum vor fi nici partidele de peste o lună, două sau trei, nici pe stânga, nici pe dreapta. De asta ideea că suntem prizonieri unei alianțe sine qua non cu PNL-ul este greșită, cum este și greșită ideea că vom putea guverna cu oricine, indiferent, oricum. Nu mai este timpul declarațiilor și afinităților predefinite într-o direcție sau alta, pentru că în România nu mai există fidelități politice de stânga sau de dreapta și vedem la PNL-PSD. Există doar abordări punctuale și de conjunctură. În momentul ăsta e foarte greu să spui că da, ne ducem prizonieri la PNL când e opțiune PSD. De asta nu pot să vin. Nu, este extrem de interesant ce a spus. Este extrem de interesant ce a spus faptul că în momentul acesta se poate face o coaliție, se poate face o coaliție inclusiv cu partide care, despre care toată lumea spune acum că sunt nefrecventabile, dacă ele își curăță, se curăță în interior. Dacă, nu, este interesant inclusiv cu PSD-ul. Nici măcar am spus asta. Am spus că există variabile. Variabile, da, corect. Variabile sunt foarte, foarte multe și pot să difere și de noi. Nu știm ce se întâmplă mâine, răspoi mâine, peste două luni cu USR-ul. Cine o să-l conducă? Dacă rămâne Dacian, dacă vine Drulă, dacă pleacă Barna, dacă vine Moșteanu, dacă o să fie Năsui. Nu știm. La PSD noi nu avem un președinte cu mandat clar. Este confirmat, un președinte interimar. Da. PNL-ul organizează un congres în curând. AUR are două facțiuni care o să se rupă. Că nu poți să fii și extremist, filorus, putinist, neolegionar
și partid de dreapta spre extremă, decent și acceptat și de ceilalți extremiști de dreapta din restul Europei. Sunt foarte multe extremism clarificări. Extremism nu înseamnă neapărat un cuvânt peiorativ în nu, politică. Nu, dar reprezintă o așezare în eșicherul politic undeva la dreapta dreptei. Da, 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 corect. Da, e foarte interesant și este o perioadă plină de agitație și vizibilă și invizibilă în partide. Și probabil că până spre toamnă încolo vom avea destul de multe clarificări, dacă nu poate chiar mai devreme. Eu cred că ați propus un termen rezonabil de timp și asta nu în chestiunea clarificării partidelor, ci în chestiunea clarificării guvernanților. Pentru că nu poți să spui și măriri de 40% de pensii și să nu poți să faci asta și să spui că renegociezi pragul pe pensii din PIB cu Uniunea Europeană și să minți când premierul de fapt nu ți-a dat acest mandat și nici partenerul de guvernare nu-i de acord. Deci nu poți să propui chestii opuse constant și apoi să te aștepți că o să meargă lucrurile de la sine. Opinia mea este că nu premierul Ciucă va remania un ministru sau altul pentru că el nu-și aparține. Eu cred că va fi o implozie în ambele partide dintr-o diferență foarte mare. PSD-ul nu mai poate legitima un PNL care nu permite acest populism, iar PNL-ul este în implozie pentru că decizia de conjunctură de a-l pune președinte pe domnul Câțu a depășit momentul și în momentul de față se așteaptă o revenire la normalitate. Ce este acum este probabil sau îmi doresc să cred că este o excepție de afișarea priorităților și că pentru a nu ajunge la soarta PNCCD sau un PNL cu maxim 10-15% se va dori o reașezare a PNL-ului. Și lucrul ăsta ține de dinamica internă a partidului și cred că în următoarele luni vom asista la mișcări de trupe și în sânul partidului respectiv. De asta mai mult de ce s-ar întâmpla la noi, nu cred că această coaliție va duce foarte mult pentru că sunt partide total incompatibile din punct de vedere al politicilor publice. Da. Și nici nu au fost negociate punctele acestea foarte importante. Că poți să ai și pe exemplu Germania să se guverneze foarte bine și cu partidul puternic, cel mai puternic de dreapta și cel mai puternic de stânga, dar cu o claritate a programului de guvernare. Pe când acum problema cea mai mare și dezbaterea este pe acest procent din PIB alocat pensiilor renegociat sau negociat în PNRR, dar care nici măcar nu a fost dezbătut în cadrul pregătirilor pentru guvernare și în cadrul proiectelor premergătoare guvernării din noiembrie 2021. De aceea cred că și aceasta este agenda PSD. Pensii, ceea ce este evident firesc, este o temă de stângă, dar fără sustenabilitate și cu foarte multe populisme. Adică ei când au fost la guvernare în 2019, Teodorovici i-a spus Dăncilei să retragă această propunere de mărire de 40%, că nu e sustenabilă, nu-și permit, n-au bani. Când au fost la guvernare cu 45% singuri în Parlament. Acum vor să împingă o direcție similară, pentru că este una fidelă electoratului lor, într-o guvernare cu PNL care de bine de rău spune dăm, dar de unde? Da. Cititorii și telespectatorii noștri sunt oameni, i-am spus întotdeauna, foarte bine pregătiți. Iată ce ne spune un domn, Grâu Roș Constantin, nu mai discutați de aur, e irelevant. Până la următoarele alegeri vor dispărea. Sunteți de acord că vor dispărea? Nu, nu sunt de acord. Cred că se vor curăța. După ieșirea din spațiu românesc a două partide importante, unul populist, altul de extremă dreapta, electoratul respectiv nu a fost reprezentat cu fidelitate de către niciun partid în mod autentic. Pot să fiu de acord cu Constantin, pe care îl salut cu drag cu această ocazie, dacă ei nu se vor clarifica. Dar dacă va exista o clarificare a celor două direcții, una să meargă spre un extremist total, filorusism, putinism, neolegionarism și unul să rămână o forță decentă de extremă dreapta, cred că da, pot să rămână. Dacă nu vor trece cu bine de acest prag, cred că vor dispărea. Eram una dintre puținele țări din România care nu avea prezentă extrema dreaptă în Parlament. Acum avem
Dar nu despre asta este vorba. Dacă o să rămână, vom vedea. Dacă nu, vom fi asistat la istorie. Dar ține foarte mult de dinamica lor internă. Bun, haideți să vedem ce clarificare. Extremism filorusist, fie extremism pro-european, în-europeană, fără un proiect eurosceptic. Pentru că ei nu au cum să reziste în România profund pro-Uniunea Europeană. Adică românii, așa cum suntem noi, foarte, să zicem, cu o înțelegere marginală a proiectului, avem în ADN-ul nostru acum o atitudine aproape covârșitoare pro-Uniune Europeană. Pentru că atât de mulți români sunt plecați acolo, vin cu bani înapoi, vin cu investiții, dublează PIB-ul României ca aport de capital. Nu avem cum să fim împotriva Uniunii Europene. Dacă nu se clarifică, vor ajunge la groapă istoriei de asta. În această direcție, da, sunt de acord cu Constantin. Bun, acum trebuie să fiți de acord cu mine că în ultima perioadă, în ultimul an, valul acesta de, să spun eu, manifestări anti-europene a crescut în România. Cel puțin la nivel de manifestări. Păi nu sunt anti-europene, sunt manifestații care sunt anti-guvernul României și lucrul ăsta pot să îl admit. Și anti-măsuri necomunicate, neînțelese și pe alocuri absurde. Stau de acord. Românii nu au protestat împotriva Uniunii Europene. Românii au protestat împotriva conducătorilor români. Ca aceeași Uniune a avut măsuri foarte liberale în Suedia sau în Danemarca. Noi am fost în Uniune și în loc să investim în infrastructură, să ne permitem să gestionăm o pandemie cu măsuri mult mai laxe, am fost foarte duri și asta a făcut Orban în 2020. A venit cu niște măsuri draconice pentru că nu eram pregătiți să intervii în structura unui popor atât de religios, să spui că nu sărbătoriți Paștele în biserici, dar tu să fumezi în birou cu toți prietenii tăi fără mască la liber. Adică scandalul lui Boris din Londra era identic cu acel al lui Orban din București. În pericol de a zbura. Al nostru a zburat, al lor încă nu. De asta zic că românii au sancționat lipsa de coerență a conducătorilor români, nu prezența UE și tot ajutorul. Că ne vin gratis 15 miliarde și împrumutăm la bani foarte puțin încă 15, pentru că suntem Uniunea Europeană și o să avem autostradă până la Pașcani. De asta românii înțeleg aceste subtilități. Sunt doar împotriva unor conducători care au luat decizii greșite și care nu a comunicat bine cu poporul. Nu cred că este în mod vizibil pornită o atitudine mai radicală sau mai potrivnică Uniunii Europene. Nu cred acest lucru. Bun. Haideți să ne întoarcem în județ. Cum mai stă organizația? Organizația este stabilă, spre deosebire de alte județe unde fuziunea s-a făcut mult mai greu. La noi este mult mai bine. Avem o relație corectă cu toți foștii membri și din fostul USR și din fostul Plus și mergem înainte. Bun, mai aveți primar? Bineînțeles. Pentru că în spatele perdelilor se discută că primarii dumneavoastră deja cochetează cu alte partide. Se pot discuta foarte multe. La sute de mii de locuitori din acest județ pot exista sute de mii de opinii. Cum și eu am auzit de la Haideți că eu nu vă spun opiniile. Deși eu am auzit de la o profesoară de sport, care între timp s-a stins, Dumnezeu să o ierte, acum câțiva ani, că eram bolnav de cancer și pe cale de a mă retrage din politică, că urma să mor. Adică... Bun, haideți să nu facem comparații din astea. Eu mă iau după niște manifestări publice, după niște lucruri care se întâmplă în primăriile acelea, apropo de voturi, de majorități, da, de proiecte, etc. De asta v-am întrebat. Sigur că încă avem doi primari din partea USR în acest județ. Și încă doi viceprimari de municipii. Și încă trei. Un viceprimar de municipiu capitală de județ și un viceprimar de municipiu. Și încă un viceprimar într-un oraș din județ. La Bicaz. La Bicaz, domnul Surdu, dacă nu mă așa. Da. Am vrut să clarificăm lucrurile astea. Vă mulțumesc pentru întrebare. Îi salut pe domnii primari și Ionuț Nechita și Florin Vârgă sunt primarii USR.
Bun. Mergem mai departe, domnul Bulai. Cum vedeți județul Neamț în momentul acesta? Trecem de la disputa asta cu bugetul, pentru că, da, îmi spune cineva, că articolul cu tare, cei care nu votează nu sunt prinși în quorum. Dacă este vorba despre decizii care privesc, așa zise, vorbesc de Parlament, da, chestiuni ordinare, codul administrativ este o oglindire a legislației naționale în chestiuni de legitimitate a votului pe anumite decizii de o anumită importanță. Pe anumite proiecte poți să ai o majoritate a membrilor prezenți, care s-ar traduce în majorități simple, da, iar anumite decizii, cum ar fi cea de buget, probabil și de înstrăinare de patrimoniu sau de anumite achiziții, trebuie să beneficieze de o majoritate calificată. Absolut, da. Calificat. De aceea salut ambele intervenții. O să vedem clarificarea cu posibilitatea unui vot care nu ține cont de membrii CJ care sunt în anumite situații de incompatibilitate. Acesta este un detaliu. Nu, eu special v-am întrebat asta. Deci cum poți să pui pe listă niște oameni care știi din start că nu pot vota anumite proiecte? Dar nu au fost proiecte puși pe listă atunci, ei au fost angajați ulterior. Și domnul Dulama și a Saftei, de doi, că au fost angajați ulterior. Al treilea de la CJ care lucrează într-o instituție subordonată CJ, nu știu cine este, dar cei doi sunt... Domnul Cazan nu votează nimic ce ține de spitalul din Roman, da, probabil că are vreo legătură cu spitalul din Roma, nu o fi prin CEA, prin, da, chestii nu știu, de genul ăsta. Nu? Dar aceasta, într-adevăr, poate să fie o variabilă care poate să facă legitim votul de ieri. Aștept răspunsul din partea instituției prefectului și sunt sigur că va fi unul corect. Eu nu cred că un vot pe un buget de județ, din păcate, eu vreau să voteze bugetul, da, pentru că bugetul este necesar într-un județ. Nu ține cont numai de bugetul Consiliului Județean. Da. E vorba de toate bugetele celelalte. Vreau să voteze bugetul, dar nu mi se pare legitim să votez bugetul dincolo de măcar 18 voturi, adică jumătate plus 1 din totalul consilierilor. Pentru că și așa deja s-a coborât pragul de la 2/3. Da. De acord, dar noi nu operăm cu dorințe, operăm cu codul administrativ. Și dacă acolo se clarifică că sunt, că este opțiune personală, dar că nu pot vota cei care sunt în incompatibilitate, atunci scrie negru pe alb. Dar din nou, aflăm ce o să spună prefectul, am sesizat, liderii opoziției din Neamț au făcut acest lucru, așteptăm și pe cei de la PNL să o facă și mai departe o să vedem răspunsul instituției. Da. Știți ce e? Dacă eu reproșesc ceva politicienilor care au fost la guvernare într-o anumită perioadă, este că nu au simplificat legile și au permis acest gen de lucruri să existe. Unor lucruri de acest gen să existe. Nu este normal să stai cu lupa pe toate legile când aici lucrurile ar trebui să fie extrem de simple. Extrem de simple. Da, din nou, la noi vorbim, în sesizarea noastră, vorbim despre o suspiciune. Bine, și eu când am scris același pentru lucru, că instituția trebuie să se pronunțe, cea care exercită controlul de legalitate. Codul administrativ este foarte clar, majoritatea este foarte clară, rămâne de văzut încadrarea celor trei care pot să denatureze quorumul original. Patru. Dacă sunt patru, atunci să fie patru. Patru. De aceea, mai degrabă, nu aș comenta, aștept răspunsul instituției, știind că și informând pe toți nemțenii că USR a făcut această sesizare către instituția prefectului cu privire la bugetul județului adoptat recent. Pe vremea când erați în coaliția de guvernare și dumneavoastră ocupați o funcție la București, l-ați primit și l-ați introdus pe domnul Arsene la niște miniștri, apropo de spitalul județean. Cum vedeți situația asta cu spitalul? Nu au fost la mai mulți miniștri, am avut o singură sau la un ministru, la o singură întâlnire.
în care au fost discutate angajamente de a livra în cel mai scurt timp un studiu de fezabilitate pentru a se putea încadra la finanțări prin PNRR. Și a fost un angajament între oameni care unul a cerut să se facă, al doilea a spus că da, o să se și facă. Și absolut, este absolut normal să se facă un spital. Da, absolut, evident. Absolut normal. Ulterior, noi am ieșit de la guvernare, propunerea a fost inclusă în lista inițială asta de 40 și ceva de proiecte, cu mențiunea că nu o să fie finanțate toate, undeva la 20-25, care se încadrează și care până la momentul în care trebuie să se înceapă alegerea acestor instituții, trebuie să aibă clarificată situația studiului de fezabilitate. De asta este o cursă de înarmare a tuturor autorităților locale de a termina aceste studii. Comisia îți finanțează aproape în integralitate dacă ai proiectul gata. Acum aștept să văd CJ-ul cât de mult o să aibă gata acest proiect. Noi am votat pentru spital acum o săptămână, două. PNL a sabotat, nu înțeleg. Nu, era vorba de terenurile de, la, de acolo, care da, nu toate, au situația juridică. Bun, dar nu poți să mergi în fața comisiei cu un proiect de fezabilitate când tu nu spui și unde vrei să faci terenul. Păi ce, ia să văd, ai dovada proprietății sau dării în folosință sau a concesionării? Dacă n-ai, nu poți să-ți dau bani pe intenția ta. Asta trebuie să includă un studiu de fezabilitate. Că se poate racorda undeva, că ai acordul proprietarului să faci construcția acolo, că știi cât o să coste, că ai drum de acces, că ai acordul vecinilor, că nu-i zonă de securitate, că știi cât face clădirea, că ai toate aceste date și autorizații cumva. Fără aceste lucruri nu poți să ai spital. De asta PNL-ul, să-mi fie iertată claritatea, nu poate să spună că vrea spital dacă nu-și dă acordul să se termine toată această documentație pentru a o prezenta cât mai repede, ori pentru PNRR prin aceste fonduri, ori prin fonduri de coeziune mai târziu, dacă există linii de finanțare. Dar nu poți să mergi și cu retorica, noi vrem spital, dar nu votăm să, nu știu, să facă transfer de teren sau să dea autorizație pentru ce. Nu, n-au spus asta, n-au spus de transfer de teren. I-au spus să clarifice transferul terenului. Pentru că cei de la Girov, da, cei de la Girov au dat terenul fără să-l scoată din zona aceea de terenuri pășunabile, cum se cheamă, care trebuie cu acordul explicit al Ministerului Agriculturii. Deci nu poți să scoți nicio pășune din domeniul public fără să îndeplinești niște condiții. Să pui un teren... Acestea sunt niște informații tehnice și care pot fi rezolvate printr-o amânare a deciziei, printr-o amendare a deciziei, nu printr-un nu frontal. Că acum, după ce te-ai gândit să faci guvernare cu ei, totuși ai vrea să te diferențiezi puțin la neamț ca să nu intri total sub autobuz în 2024. Tehnici de politicieni au mai văzut că nu-s de azi, nici de ieri. Dar dacă vrei să fii om decent, corect, nu mergi în răspăr pe marile proiecte ale județului. Chiar dacă Arsene e președinte de Consiliul Județean, că de sănătatea nemțenilor nu ține cont nimeni. Nu contează că Arsene este președinte. Păi am spus de multe ori, ce a făcut Arsene bun, trebuie recunoscut că a făcut bun. Ce a făcut absolut prost și ce face prost. Și nu face singur, adică face cu niște oameni din Consiliul Județean și e vorba despre înțelegere. Dar în chestiunea asta a spitalului, care este absolut urgentă, nu mai este timp de ceartă de băieți. Adică băieții de la PNL trebuie să fie și oameni politici. Dar domnule, ne informăm, facem o dezbatere, eu mă ocup că poate am majoritate în Consiliul Local la Girov. Adică... Până acolo majoritatea există, s-a votat, nu asta e problema. Problema e că ei acolo au secretarul, că acolo din partea lor. USR, tot sprijinul, toată deschiderea, toate intrările pe care le putem oferi, acorda voturi în Consiliul Județean pentru Spitalul Județean. Indiferent cine conduce Consiliul Județean, indiferent cine guvernează național, indiferent cine este comisar la Bruxelles, tot sprijinul, deschiderea, dialogul din partea noastră pentru Spitalul Județean cu oricine pentru a putea avea acest studiu de fezabilitate pentru a prinde bani, fie din PNRR, fie din alte fonduri. Nu mai există nuanțe în această discuție. Am din înțeles. Partea USR,
tot sprijinul, deschiderea, votul și colaborare din partea Consiliului Județean și a mea personal în această direcție. Doamna Laura David, remarc valul de violențe, atacuri la persoană, acuzații nefondate care au loc în ultimul timp la adresa consilierului USR din țară sau din județ. Da, clar. Laura, salut! La Alexandru cel Bun, mai mare violență față de consilierii locali de acolo, față de Cătălin Gavrilescu și Daniel Răceanu, nu există în tot județul. Adică, și din nou, nu PSD. O mini-mafie PNL locală și județeană exercită presiuni, batjocură, amenințări, manipulări, minciună, agresiune, PNL, față de consilierii USR de acolo. Da, lucrurile astea trebuie să fie menționate. Și George Lazar, dacă vrei să fii bărbat în organizație politică la tine, ia-i de ureche pe aia de la Alexandru cel Bun, care pur și simplu agresează consilierii pe USR. O să te rog să-mi dai un ziar. Că nu, deci, nu există așa ceva. Nu am întâlnit de la PSD limbaj suburban, agresiune, cum are PNL la Alexandru cel Bun. Da, în numărul de ieri al Mesagerului avem la rubrica Mesagerul de la o săptămână la alta DNA-ul, podurile de la Alexandru cel Bun și USR-ul. Și spunem aici că primarul comunei Ion Rotaru a aruncat vina într-o ședință publică asupra consilierului SR, pe care i-ar fi făcut mai multe plângeri plenare. Ca să respectăm adevărul istoric, relația dintre primar și membrii așa este atâțată și, mă rog, spunem noi acolo, în realitate lucrurile de data aceasta stau cu totul altfel. Primarul s-a înșelat cu privire la originea scandalului. Acolo este plângeri, sunt plângeri făcute de un cetățean din Iași. Știu, doi domni, unul Ene și unul Patrichi. Unul proprietar, altul avocatul domnului respectiv. Așa. Știu, deci, cum să vă spun, aici lucrurile sunt clare în speța asta. Da. Așa că nu mai prea este de discutat foarte mult. Da, de acord, dar oameni fiind și nu cetățeni ieșiți din bula sovietică acum 5 ani, putem să găsim o cale a dialogului, putem să vorbim, putem să punem întrebări, să ne se răspundă. Absolut. Nu să vii cu amenințări față de colegi, să-i scuipi în fața primăriei, să-i agresezi, să pui oameni din comunitate să exercite presiuni pe ei la nivel de huiduială în ședințe de consiliu local. Adică aceste tehnici trebuie să dispară. Și PNL, Alexandru cel Bun și județean trebuie să ia distanță față de acest comportament grobian al oamenilor de acolo, dacă vor să reprezinte un nivel de decență. Dacă vor să meargă după modelul Mogoșoaia Brașov, noi le urăm mult succes, dar știm că PNL Neamț nu reprezintă un asemenea club select de oameni violenți sau de bătăuși. De asta vă rugăm, luați distanță și vedeți cum e treaba în organizația cu violența, că nu stă bine deloc. Ne mai completează cineva, este și PSD-ul Alexandru cel Bun, vezi liderul grupului PSD din Consiliul Local Călin Constantin și manifestările lui cu un limbaj deseori suburban. Da, și PSD de acolo să-și vadă de treabă. Dar acolo este primar PSD, adică totul într-un singur om. Fost primar a temat două PSD, sau nici nu știu ce a fost la primul mandat, poate a fost altceva. Dar știu că l-am prins eu primar la PSD, acum e la PNL. Vă spun eu, la primul său mandat de primar a fost PDR. Aici în Piatra Neamț, da? Piatra Neamț. Da. Hey, din PDR, ce-o mai fi făcut dumnealui până să ajungă la PSD, din nou la PNL, să-și vadă de treabă și să nu se comporte cu agresivitate față de consilierii noștri. Că ne dorim binele comunității și binele comun. Nu o gâlceavă personală cu cineva din comunitate. Și fac apel la colegul meu, George Lazar, să găsească cale, să liniștească oamenii de acolo și să facă apel la pace, înțelegere și comportament omenesc, nu bădărănie în ședințele de Consiliu Local de la Alexandru cel Bun. Bun, deci dacă aruncăm așa o privire asupra județului, practic în acest moment avem proiectul mare privind spitalul, mai avem un proiect mare privind drumul expres Bacău Piatra Neamț, da? Care și el s-a ajuns la semnarea studiului, nici mai știu ce studiu. Nu, este trecut de analiză multicriteriale, s-a intrat în studii GEO și studii GEO, tehnică, așa, cu o firmă, și este o problemă moștenită,
care eu zic că în curând o să dea faliment, că nu face față, are tronsoane uriașe din țară, se numește Search Corporation, face așa, studiile de la Bacău la Piatra, de la Pașcan la Siret. Astea două sunt în consorțiu cu o firmă care se numește Aegis și mai are și singur contractul pe Bacău-Brașov, praf. Toate trei contractele reprezintă avansări foarte timide în teritoriu, ceea ce înseamnă întârzieri foarte mari, determinarea studiilor, ceea ce înseamnă un progres foarte puțin. Spre deosebire de A7, care merge mult mai bine, chiar dacă și acest proiect are întârzieri până la Pașcani. De asta, pe drumul expres nu sunt foarte mulțumit și este o critică adusă întregii companii care a permis o sublicitare din partea Search Corporation, nu împotriva unui ministru punctual, că nu este nici problema... Aici vă referiți la CNAIR, nu? La CNAIR, că ei au făcut licitația. Compania națională, dacă de, da, de investiții în infrastructura rutieră. Acum, între noi fie vorba, proiectul cel mai ambițios este A7, care o să ne lege de Pașcani. Este partea de finanțare a acestui drum, este moștenirea noastră, a USR-ului, USR PNL în guvernare, dar USR pentru că era ministrul nostru și a făcut tot posibilul să primim cele mai mari investiții din PNR pe infrastructura rutieră în Moldova. Și sunt în contact direct și cu ministrul Grindeanu. Am întâlnit și cu el și la CNAIR. Eu am facilitat întâlnirea societății civile din Moldova cu cei mai importanți oameni din stat care să împingă proiectul să se țină de termene și cu Ciolacu și cu Grindeanu în decembrie. Și lucrurile sunt bune, chiar dacă sunt întârzieri, dar de ordinul lunilor, nu anilor, așa cum este pe Bacău Piatra Neamț. Bun, dacă ăștia dau faliment, înseamnă că iarăși mai avem o amânare, alte proceduri. Dar alte... la cum îi văd că se mișcă, pentru că eu merg în ședințe săptămânale, e mai bine ca această companie CNAIR să rezilieze contractul, în opinia mea, și să înceapă de la zero cu alții care să câștige la un preț corect. Sărciu a câștigat licitând mult sub preț, cu ideea că nu va mai trebui să facă studii pe teren, așa cum se făceau până acum. A intrat drulă, nu se mai face din birou, trebuie să mergi pe teren. Oamenii care au câștigat contracte cu bani puțin, crezând că o să predea un studiu din birou, nu mai pot să facă acest lucru, de asta este o constrângere acum. Și atunci, mai degrabă întârziem un an decât patru. Trebuie să te gândești care este cel mai mic inconvenient raportat la obiectiv. O întârziere de un an este mai mică decât una de patru ani. Domnul Bulai, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Uite că a trecut o oră, deci nu mi-am dat seama, ca întotdeauna când stăm noi de vorbă, da. Trece rapid. Poate, dacă vor accepta și liderii celorlalte partide și se termină odată cu toate restricțiile astea, vom avea posibilitatea să facem niște dezbateri. Aș iubi lucrul ăsta. Niște dezbateri la nivel județean, cinstite și oneste, apropo de prioritățile județului, apropo de prioritățile municipiilor, apropo de prioritățile oamenilor din Neamț. Mi-ar place să fiu la aceeași masă a dezbaterii cu reprezentanții partidelor parlamentare. Exact, adică să putem sta de vorbă și fără să ne scoatem ochii, cu divergențe normale de opinie, dar și cu lucruri care să ne unească pentru acest județ, pentru că altfel nu se poate. Pentru Spitalul Județean, toată deschiderea, suportul, votul, acțiunea din partea consilierilor județeni și din partea mea, cu oricine face majoritate în Consiliul Județean pentru acest lucru sau oricine are majoritate în Parlament sau guvernează, unul la mână, deschidere totală, niciun fel de nuanțe pentru acest obiectiv, pentru A7 la fel. Am aceleași intrări, aceeași deschidere, aceeași presiune. Și pentru drumul expres, haideți, faceți și pentru drumul expres, dar acolo ține de o decizie a companiei de a lua acțiune radicală, care are nevoie de curaj. Reziliem acum și facem o licitație în care trebuie să câștige cineva cu un preț corect, dar nu superficial, pentru că asta au făcut Search. Sau să facem presiuni pe ăștia să-și facă treaba. Da, dar nu fac. Am vorbit cu Flutur pentru Bacău Pașcani. Am spus că situația e praf. Am vorbit cu Benea de la PSD pentru Bacău, cu Flutur pentru Pașcani Siret.
Am vorbit cu Benea, șeful de la PSD Bacău, și am spus de cât de proastă stă treaba cu Sărci de la Bacău la Brașov. Aceeași companie care face și Bacău-Piatra Neamț. Aici este vorba despre o decizie radicală a CNAIR-ului de a tăia pisica în două acolo. Dacă o fac bine, dacă nu... Am înțeles. Aici poate domnul Arsene să spună. Sorine, hai să încheiem treaba cu cei de la Sărci Corporation. Hai să lăsăm discuțiile și să rezolvăm problema. În celelalte direcții, treaba merge relativ bine. Bacău-Pașcan, chiar dacă sunt întârzieri considerabile, vorbim de luni, nu de ani, ca în cazul Bacău-Piatra Neamț. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru participarea la emisiune și, ca de obicei, când mai e ceva, așteptăm. Aici este un loc în care pot vorbi. Mulțumesc, mă simt toți, foarte bine la dumneavoastră. Toți reprezentanții partidelor, fără niciun fel de opreliște. Cei care doresc, bineînțeles, că dar nu putem să obligăm pe nimeni. Îi salut pe toți nemțenii și pe toți pietrenii care ne-au urmărit și le mulțumesc tuturor celor care ne comentează și au urmărit emisiunea. Absolut, și eu mulțumesc tuturor. Oameni buni, ne oprim aici. Dacă totul este în regulă, ne vedem luni la o nouă emisiune. Vom vedea cu cine, știți că noi nu anunțăm niciodată. Așa, ca să vedem, să testăm și fidelitatea celor care se uită la emisiune. Cele bune, numai bine! La revedere!